Bună, eu sunt Oana și împreună vom face o minunată călătorie în jurul lumii. Nu știu alții cum sunt, dar eu mă dau un vânt după flori. Știu însă că doar cu o floare nu se face primăvară și cum nu mă mulțumesc cu puțin, am pus ochii pe milioane și milioane de flori. Sper că nu suferiți de vreo alergie, pentru că astăzi vă invit în Japonia, în plin festival al cireșilor înfloriți. Înainte să zburdăm din floare în floare, haideți să ne lămurim în privința terminologiei. Hanami reprezintă tradiția străveche de a merge să admiri cireșii înfloriți și în prezent definește festivalurile de acest gen care se găsesc pretutindeni în Japonia. Mare atenție! Data acestor festivaluri variază de la an la an în funcție de vreme și de zonă. Așadar, dacă vreți să prindeți cireșii înfloriți, e bine să stați puțin de vorbă în prealabil și cu prietenul Google, cunoscut și ca Google în cercurile selecte. Tot el vă va spune că termenul sakura se referă propriu-zis la florile cireșilor și reprezintă totodată cel mai răspândit soi de cireși din această țară. Gata, am terminat cu lecția de japoneză. Revenim la florile noastre. În vremuri cu iz aristocratic, nobilimea inspirată de farmecul lor compunea poezii. Încet, încet, romantismul s-a mai diminuat, iar instrumentele de scris au fost înlocuite cu coșuri de mâncare de care nu lipsesc nici sticlele de sake. Vă sfătuiesc însă să nu vă concentrați prea mult pe merinde, pentru că aveți treburi mai importante de făcut când stați sub un cireș înflorit, mai ales dacă încă vă căutați jumătatea. De exemplu, dacă sunteți vigilenți și prindeți 3 petale de sakura, veți avea parte de noroc în dragoste. Nu vă apucați acum să scuturați frenetic pomii, petalele trebuie să cadă singure. Dacă flora vă este potrivnică, atunci poate vă ajută fauna. O buburuză care se așează pe voi vă va aduce marea veste. Urmează să vă căsătoriți! Ca să păstrăm echilibrul universal atât de important pentru japonezi, urmează acum o veste mai puțin îmbucurătoare. În țara soarelui răsare, răsăritul ar trebui să te prindă sub un cireș dacă vrei să prinzi un loc numai bun pentru contemplare. Știu, asta vă cam amintește de litoralul românesc al anilor 90, când, dacă nu erai suficient de matinal, zărai marea doar prin binoclu. Trebuie să recunoaștem, înflorirea cireșilor atrage ca un magnet turiști și localnici deopotrivă, deci va fi aglomerație mare. Deși va trebui să vă treziți destul de devreme în fiecare zi, nu vă grăbiți totul să vă culcați odată cu găinile. În multe zone centrale din Tokyo, Kyoto sau Osaka, cireșii sunt iluminați, iar serile în oraș vor fi cu siguranță de neuitat și de neratat. V-ați întrebat totuși de ce sunt japonezii atât de fascinați de sakura? Se pare că gingașele flori, atât de efemere, întruchipează perfect conceptul monono avare, adică nimic nu este veșnic. Așadar, nu ne rămâne decât să ne bucurăm acum de tot și de toate. Vă aștept și data viitoare la o plimbare în jurul lumii. Pe curând!